Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce declară ministrul turismului? Domnul Constantin Daniel Cadariu, dacă nu știați, dânsul e la turism. Zice așa, a declarat... Dacă îi... întreb la dublu, nenorocesc lumea. Da, exact, nu ai cum. Așa. Deci, stai așa, să ne concentrăm. I se pare scump pe litoralul Mării Negre și nu-și explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Deci, asta un ministru al României, nu? Fabulos. Deci ministrul turismului, practic, el zice, nu poate să spună așa, că n-ai ministru, nu poate să vorbească așa, dar noi putem. De genul, băi, ești nebun, cum să te duci acolo? Ministrul turismului zice, cum să te duci? Nu înțeleg, de ce te duci acolo? Iacob. De altă parte, aș vrea să vă spun faptul că, ah, n-am reușit să evit, căutările pentru vacanțe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, ca urmare a reintroducerii voucherelor de vacanță. Arată datele platformei hoteliere online, nu știu ce, nu știu ce, care estimează o creștere semnificativă, bla, bla, potrivit news.ro. Deci, brusc, toată lumea vrea să plece în vacanță și acum, așa e, deci sunt unele locuri în România teribil de scumpe. Știm cu toții despre care vorbim, Mamaia, partea aia cu Clubă Reală, cu nu știu ce, Poiana, Brașov, să fim serioși, foarte scump. Toată lumea știe că este scump, noi nu ne permite să mergem acolo, toată lumea pare de acord de asemenea că nu merită. Dar mereu e super aglomerație în locurile astea. Deci se vând vacanțe în Mamaia și în Poiana Brașov cu luni de zile înainte și după aia toată lumea dă, băi, mii de euro o cameră la Poiana. Pentru că sunt oameni care nimeresc acolo greșit. Dar de ce credeți că se întâmplă asta? Adică asta e întrebarea pentru voi. De ce se înghesuie românii, unii români, nu toată lumea, în aceste lucruri care sunt îngrozitor de scumpe? Unde, să fim sinceri, serviciile nici măcar nu sunt cele mai bune și nu preferă mai mult să se ducă în locuri mai puțin explorate din țara asta. 0372069599, așteptăm telefoanele voastre, vrem să vă ascultăm și mesaj audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. În condițiile în care până și ministrul turismului zice, domne, nici eu nu înțeleg ce să... Mai puțin, că la Mamaia pot să înțeleg cumva, ăla e un turism nișat așa, acolo de Clubă Reală, de zmăci și așa mai departe. Și dacă vrei, dai banii aia și te duci. Și cu asta, basta, încheia subiectul. Cu banii aia poți să te duci literalmente oriunde în lume. Dar nu găsești același lucru. Nu neapărat. Plus că e bine. Ce anume nu găsești? Nebunie, cluburi cum vezi sunt la Mamaia și așa mai departe. Plus că nu găsești atmosfera din Mamaia nicăieri în lume. Cluburi și distracție ca în Mamaia mai sunt în 2-3 locuri în toată Europa asta. Fugi, mă, de aici, nu există așa ceva. Du-te Mykonos, poftim. Pe asta spun. Mykonos e numărul 1. Dar du-te în Ibița. Da, e mai simplu să ajungi. E mai simplu să ajungi la Mamaia, chiar și deviat pe autostradă. Mi se pare mai complicat de ajuns la Mamaia. Hai că vorbim și cu cei care ne vor suna. 0372069599. Sunați-ne și dezbateți cu noi pe subiectul ăsta. Așadar, ministrul turismului Constantin Daniel Cadariu a declarat că îi se pare scump pe litoralul Mării Negre și că nu-și explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Ministrul turismului e foarte onest om, foarte sincer. De unde și întrebarea pentru această dimineață, prieteni, de ce ne înghesuim, nu toți, dar unii dintre noi, românii, în aceste locuri îngrozitor de scumpe, unde serviciile nici măcar nu sunt cele mai bune. 0372 069 599. Explicațiile voastre. Poate ne contrazice credeți? Lumea, stai un pic, că nu e chiar așa. Dan, bună dimineața. Bună, Dan. Bună dimineața. Povesteați de Mamaia și de Poiana, că sunt foarte scumpe. Am fost recent la Sovata cu o acțiune și a trebuit să-mi iau o noapte în plus. Eram și cu familia și când mi-a spus 1200 de lei, mi-a stat fața. Ai luat-o hotelul? 1200 o cameră? 1200. Nu, era un apartament, că eram cu familia și îmi trebuiau două camere să dormim. Și m-am interesat cât e single-ul. 800 de lei. Adică 150 de euro? Aproape 200. 150 de euro? Da. Și e Sovata. Adică, ok, e foarte frumos. Am vizitat lacul, am vizitat pădure, am vizitat... Da, e Sovata, domnule. Poate era un super hotel de 5 stele cu spa, mașinuță. Era cu spa, e adevărat. Era Burja la Ram, Sovata. Mâncarea bună. Da, dar totuși, nu știu, m-am șocat. Atât am vrut să zic. Dar la Mamaia n-am mai fost de mult, că m-am convins. Deci mai spuneți-mi o dată, vă rog, cât a costat cu totul? 1200. Pe noapte. 1200 o noapte. O noapte. 220 de euro. Da. Da. E destul. Da, dai, 240. Era plin. Era plin hotelul, adică... Cât ai dat în Barcelona? Mi-am dus a doua zi și
Stai puțin, Luca a fost în Barcelona de curând. Cât ai dat pe noapte acolo? 240. Am dat mult și eu. Eu am avut un apartament de simplu, destul de bine plasat. Da. Dar un apartament de două camere mici și atât, fără nicio altă facilitate, și a fost 180 de euro pe noapte. Aha. Pentru că au crescut foarte mult prețurile. N-ai bani de sovata, săracu. Da, dar aici era sovata și era în centru. Dan, îți mulțumim. Trebuie să fim cinstiți. Da. Să nu comparăm mere cu pere. Avem și noi două stațiuni de lux în țara asta, Poiana Brașov și Mamaia. Nu, stai un pic. Păi stai un, tot nu, stai. Respectul, da. Și s-au mai deschis și în alte zone, gen Sovata, Cluj, și am văzut și eu și alte peste tot au apărut pensiuni de lux. Mai scumpe, unde costă 150-200 de euro. Vezi, dacă mergem în vest, Booking.com, la o locație civilizată, de partea lui Luca, aici dăm are 200 dreptate. De euro fără să clipim și aia e, că astea sunt prețurile acolo. La noi, domne, da, nu e ok. Așa e, corect. Bine, e prea am mult. Înțeles. Uite, mă uitam la un hotel de lux din Brașov, da, unul dintre cele mai apreciate. Sovata. Costă un weekend peste două săptămâni 130 da, de euro pe noapte. Uh-huh. Mi se pare foarte ieftin. Aha. Raportat la ce prețuri sunt în Europa. Dacă hotelul e bun, și da, cu mic dejun. Uh-huh. La Hagi la Hotel, da, în iulie, în vârf de sezon, da, în weekend, e 210 euro pe noapte camera. Mi se pare, este scump, dar e totuși un hotel de lux din stațiunea de lux a României. Adică... Așa. Și e și bine poziționat. Da. Să știi că e pe plajă, direct. La Sovata am verificat, începe, uite, pensiunea, nu știu cum, mă rog, Beatrice, mă rog, asta așa. Superb. Nota 9, 30 de euro pe noapte camera. De asta spun. 30, 40, dar au și cu 177. Au și cu, iată, cum a fost ascultătorul nostru, cu 200 și ceva da, de euro pe noapte. Că până la urmă e, nu, economie de piață și e cerere. Nu, cred că asta la Sovata a fost o excepție. Pentru să locații la de lux. Poiana, Brașov și Mamaia. Stai așa. Hai să da, vorbim și cu, hai, i-am rugat să ne sune și stăm de vorbă noi. Laurențiu, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Haideți ca să vă spun și eu la întrebarea da, care... vis-a-vis de domnul ministru. Dom'le, este vorba de cerere și ofertă. Categoric. Da. Nu înțeleg de ce unii se duc în cele două stațiuni care le-ați menționat, dar probabil se duc ca să ia pe, nu știu, prietenii, rudele, nu știu, asta că au în Boiană și în Mamaia. Asta e. Așa. Nu am un lucru să spun. Din... Eu asta nu înțeleg. Deci, încă o dată, ok, eu nu contest cât, dacă omul poate să ceară și 10.000 de euro pe noapte, este dreptul lui, dacă vinde, bravo lui, a făcut un super business, n-am o problemă cu asta. Întrebarea mea este, de partea cealaltă, clientul de ce se duce? Păi, v-am explicat, clientul, de ce eu am întâlnit situații în care da, am fost pe litoral, am stat în altă zonă și a zis, nu, eu mă duc în Mamaia. Ce cauți în Mamaia? Păi, nu, eu mă duc acolo, pentru că acolo vin și prietenii, acolo trebuie să ne întâlnim. Uh-huh. Într-adevăr, sunt acele cluburi de noapte și distracția care se deformează. Da, dar și în Mamaia sunt cluburi, hoteluri de două stele și de o stea care costă nimic și sunt hoteluri da, fabulos de scumpe, pentru că sunt pentru toate da, buzunarele. Referitor la prețurile care se practic în ziua de astăzi, într-adevăr, cei din partea Horeca au ridicat prețurile, nu exagerat de mult. Dar peste tot au crescut, să știți. Au crescut. Într-adevăr, războiul, gazele, curentul și așa mai departe. Dar dacă faci comparație vis-a-vis de acum 2 ani sau acum un an, da, anul trecut, prețurile sunt mari. Sunt 30-40%, deși spun că au reduceri și așa mai departe. Păi nu, dar să știți că, uitați că a spus Vlad că am fost în vacanță la Barcelona. Eu mi-am luat biletele pentru Barcelona în ianuarie. Și în momentul ăla era 120 de euro pe noapte apartamentul. Și în momentul când s-au ridicat restricțiile la Barcelona, a crescut pe la 170-180, cât am dat eu. Și cu o săptămână, două înainte să plec, m-am mai uitat de curiozitate și era vreo 230 de euro un apartament. Deci prețurile aproape că s-au dublat din ianuarie până acum, într-un oraș cum e Barcelona, care este super turistic și e o locație foarte aglomerată. Dar în general au crescut foarte mult prețurile turismului în Europa și probabil și la noi. Laurențiu, mulțumim. Constantin, bună dimineața. Bună, Constantin. Bună dimineața, vă salut, domnilor. Bună. O problemă mare, domnule, cu prețurile astea cu turismul românesc. Din păcate, marea majoritate a românilor sunt prea sărași ca să poată să viziteze țara asta frumoasă pe care o avem. Da, dar uite, se dau vouchere de vacanță la bugetari. Se dau, dar se dau pentru cei care lucrează la stat, da, la privat. La privat adică... să dau bani la dublu sau nimic. Corect. Da, corect. În jumătate corect. De oră. Corect.
Am încercat și eu cu familia, bine, am reușit cu să-mi fac și eu 3-4 zile libere acolo de Paști, zic să mă duc cu familia în Delta, să ne relaxăm un pic. 1270 de lei camera pe noapte, mi s-a părut. Dar unde? Adică enorm, ce? Era un hotel de lux? Hotel de 3 stele. De 3 stele? Da. Și în tot patiul, așa, singurul lucru care era inclus era într-una din zile o ieșire cu barca pe canalul. Barca era Dunăre. Șmecheria. Da. Nu, deci mi se pare, și referitor la Mamaia și Predeal, se duc acolo pentru că degeaba eu mă duc în Dubai, unde e mult mai scump, deci dacă mă duc în Dubai și prietenii mei se duc în Mamaia, am zic, săracule, tu te duci în Dubai, nu mergi la Mamaia. Nu e cel mai bun exemplu, că e plin de români în Dubai acum, da, ca să facă fix aceleași poze. Îți mulțumim, Constantin, mai avem câteva secunde să vorbim și cu Mircea. Bună dimineața! Bună! Neața! Mircea! Alo! Salut! Te ascultăm! Scurt, te rog! Vă aud! Te rog! Bună dimineața! Te rog! Băi, băieți, intrați voi pe Google, pe Booking în Paris, două nopți în perioada 27 la 29 mai. Să vedeți prețuri, pentru că este finala Champions League. Ce spunea și antevorbitorul meu, e cererea și oferta. Bravo, mulțumesc. În centrul Parisului, da, nu, sub 2000 de euro, sub 2000 de euro pe noapte, regulă. O cameră single. Dar nu găsești. Sunt de acord. Nu contest asta, nu contest că e cerere. Întrebarea e de ce e cerere. Adică nu asta. Normal că dacă e cerere sunt prețuri mari. Dacă păstrezi întrebarea asta, o să devii ministru. De ce adică cerere? Sunt suficient de mulți oameni cu bani asta în momentul ăsta și la noi în țară, cât să acceseze niște locații de lux. Ok. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.